Salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute, susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații, izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Salut! Bine ați venit la podcastul Timology Institute, unde ne propunem să avem conversații utile despre subiectul echipelor performante. Sunt Cosmin Alexandru, unul dintre cofondatorii Timology Institute. Îl am alături de mine astăzi pe un bun prieten, Marius Ștefan, de la compania Autonom, o să ne dea el mai multe detalii. Și o să vorbim foarte practic, cum ne place amândorora, despre ce anume contribuie la crearea și menținerea unor și dezvoltarea unor echipe performante. Noi, Marius, avem surse comune, așa ca să zic, de poate de inspirație pentru autonomie, pentru că amândoi am fost în ISEC, e adevărat. A long time ago. A long time ago, dar cred că eu acolo prima dată am dat de conceptul ăsta de autonomie, eram student la ASE unde nu era așa multă autonomie, dar ca ISEC-er am învățat împreună cu colegii noștri de afară, mai ales multe lucruri despre lucru în echipă și individual, dar autonom. Eu aici aș contrazice un pic. Pentru mine, experiența din ASE, noi ne-am luat foarte mult autonomie. Așa, da. Da, adică școală, na, știi cum, când s-a uitat așa la performanța în business, în general nu aia care au fost premianții, în clasă cei mai performanți în business, nici aia care repetenții, neapărat mijloc. Da, pe acolo m-am încadrat. Mă regăsesc și eu, mă regăsesc, da. Iar apoi, acum mai puțini ani, dar tot destul de mulți, am fost împreună pe Kilimanjaro, 2016. Da. Și am format o echipă din oameni care înainte nu ne cunoșteam așa de bine, dar datorită Ilincăi Păun, care ne-a strâns pe toți, am învățat împreună, ca să zic așa, cum facem echipă și în niște condiții care nu au fost tot timpul foarte ușoare. Astăzi însă suntem aici să aflăm lucruri, sunt convins, foarte interesante despre cum anume ați reușit la Autonom să creați echipe performante. Înainte de asta te-aș ruga două vorbe despre tine și după aia un pic despre numele Autonom. Sigur. Da, eu sunt din Piatra Neamț, născut ca orice tânăr ambițios la 18 ani. Am fugit acasă, am venit la ASE, unde am dat unul de altul pentru prima dată și de ce spuneam că mi-am luat singur autonomia, pentru că imediat cum am intrat la facultate, simțeam că, nu știu, eram așa restless, cum zice în engleză, vreau să mai fac altceva în afară de ce era la școală. Și atunci am găsit ASEC-ul, asta a fost o preocupare puternică și din anul 2 m-am și angajat full-time. Am lucrat la ProTV, o divizie, vreo 5 ani de zile. Și am făcut și a doua facultate în paralel. Adică, dacă mă întreb, nu știu cum. Adică am stat de multe și m-am gândit cum mi-a ajungeau 24 de ore, dar m-am descurcat cumva. Și după ce am terminat facultatea, am făcut și un master la SNSP, unde l-am avut pe Adrian Stanciu, profesor, era singurul curs la care mă duceam. Apropo de motivația intrinsecă, acolo chiar eram foarte motivat să mă duc. Și apoi am schimbat locul de muncă, am început o carieră corporate pe partea clientului, până atunci eram pe partea advertiserului, eram foarte pasionat de marketing. Și am crescut de la junior brand manager, pe brand manager, pe marketing manager, pentru cele mai mari companii din România la vremea respectivă și apoi am emigrat. Am plecat în Statele Unite, eram sigur că o să rămân acolo. Da, m-am dus să fac un program MBA la University of Maryland, am și lucrat acolo și după ce terminam facultatea, aveam două joburi full-time în paralel, cumva reușeam să le jonglez, aveam și destul de mult timp, începuse și un mic business, trăiam the American dream. Deci chiar eram convins că I can make it there. Dar s-a întâmplat ceva. Mi-am dat seama ce vreau să fac în viață. Da, stând acolo. Și răspunsul pentru mine la vremea respectivă a fost vreau să văd dacă pot să fiu antreprenor. Da, și pentru mine cel mai bun loc din lume ca să văd dacă pot să fac treaba asta a fost România.
Da? Și am hotărât în 2004, pe final, să mă întorc în România. Am reușit să-l convinc și pe fratele meu să facă același lucru 3 ani mai târziu. În 2007 s-a întors și el plecase deja de 7 ani în Franța. Și împreună, mă rog, la început am pus mai multe business-uri și când unul dintre ele a început să se dezvolte rapid, s-a alăturat și Dan și de atunci avem deja 15 ani în care dezvoltăm tot ce înseamnă autonom împreună. Și autonom, numele autonom nu l-am ales on purpose. Asta e surpriza. A fost, știi, un fel de self-fulfilling prophecy. Adică aveam numele ăsta și ne gândeam, oare ce înseamnă autonom? Oare ce putem folosi? La început a fost doar un joc de cuvinte și motivul, aveam mai multe variante, dar motivul principal pentru care l-am ales era că am găsit site-ul disponibil. Autonom.ro și autonom.com. N-am l-am cumpărat de la o companie din Franța. Și faptul că aveam domeniul internet era ceva destul de neobișnuit la momentul respectiv. De ce? Pentru că eu venim din Statele Unite, aveam un card American Express care era acceptat de Google la vremea respectivă și Google AdWords nu era încă disponibil în România. Și atunci învățasem în America, învățasem cum să fac publicitate pe internet, fiind și background-ul meu în marketing. Și atunci business-ul de rent-a-car pe care îl porniseam la început, care era adresat doar persoanelor fizice, cumva noi, ținta noastră, erau românii care lucrau în străinătate, erau în afara României. Și am descoperit o metodă în care eu să pot mesajul meu de marketing să ajungă la ei, da, prin internet. Și atunci aveam neapărat nevoie de un site. Da, și am găsit autonom.ro și iar era foarte important, suna bine numele autonom în orice limbă. Da, adică dacă stai și te gândești, poate fi ușor pronunțat. La fel, by the way, nu știu dacă o să-i placă soții mele, dar a fost unul dintre criteriile principale în care am ales numele fetei mele, Eva. Am căutat un nume care se poate pronunța ușor în orice limbă. Da, e foarte interesant noțiunea asta de întâmplare, că l-ați ales întâmplător, că și tu și Dan, totuși în filozofia voastră și de viață și de conducere și de construcție a companiei, autonomia ocupă un loc esențial și subiectul discuției noastre astăzi sunt echipele autonome. Se poate face performanță în mai multe feluri, dar aici cred că împărtășim această convingere că totuși autonomia e unul dintre cele mai bune feluri în care, cele mai sustenabile feluri în care se poate face performanță. Apropo de performanță pentru compania voastră, cam unde sunteți la momentul ăsta cu performanța? Eu zic că suntem destul de bine. E un lucru pe care îl monitorizăm în fiecare an. Ne uităm la rata de creștere. Da, noi am început efectiv cu 3 mașini în Piatra Neamț. A fost un proiect, un experiment, ca multe pe care le-am făcut în vremea respectivă, majoritatea nu mai sunt, dar asta a fost unul care a prins tracțiune și noi avem o filozofie când pornim orice, nu știu, orice lucru care nu ne credem că poate să aducă valoare în piață, deci orice, nu știu, companie nouă, orice inițiativă, face un proiect pilot. Și dacă are tracțiune și e profitabil, dacă poate fi scalat profitabil, atunci ne punem multe resurse și îl dezvoltăm. Așa a fost și cu autonom. Și am pornit cu 3 mașini din Piatra Neamț și am crescut în fiecare an cu 2 cifre, da, double digit growth, dar asta se mai întâmplă. Da, să crește o perioadă bună de creștere. Mai ales la început. Crescut timp de 16 ani cu 2 cifre în fiecare an. Da, și Jefferson spunea că cea mai puternică forță din univers este dobânda compusă. Da, la fel și cu creșterea compusă, adică dacă reușești să ai o creștere consistentă și nu neapărat double digit 10%, dacă ai minim 5%, da, 5% în fiecare an, în termeni reali, deci dacă scoți inflația din calcul, e senzație. Unde poți să duci dacă ai o companie sau un proiect, dacă ai suficient timp. Și acum, ca să-ți dau niște cifre actualizate, pornind de la alea 3 mașini, acum avem peste 15.000 de mașini, suntem activi în mai multe piețe, nu doar cum am început în partea de închiriere de mașini, suntem și în zona de leasing operațional. O să depășim 100 de milioane de euro, cifră de afacere anul ăsta, profitabil, destul de profitabil. Și am reușit în timp să dezvoltăm un ecosistem în jurul nostru. Suntem implicați în mod direct și indirect, adică suntem investitori sau deținem, suntem implicați în peste 100 de companii în momentul de față, în tot felul de domenii de activitate, dar majoritatea în jurul mobilității, uh-huh. Da, ce ne preocupă și pasionează. Asta e conceptul vostru de mobilitate. Hai să
Dai din casă. Un pic despre cum poate ajuta o astfel de creștere care este spectaculoasă și sustenabilă și totuși a trecut de o criză majoră 2008-2009, de COVID, care pentru multe companii au însemnat dificultăți majore sau chiar dificultăți finale. Și acum ne pregătim de alta. Cum anume a jucat elementul ăsta al echipelor pe care le aveți în, le-ați dezvoltat în autonom? Cum a contribuit la tipul ăsta de succes cu totul atipic? Da. Ce interesant, ce... o să încep cu o poveste. Eram la o conferință, am ținut ceva, eram într-un panel sau am ținut un speech și la un moment dat m-a abordat un tip și a zis: domnul Ștefan, vreau neapărat să-mi spuneți ceva. Chiar dacă poate, nu știu, un secret sau ceva care nu vreți să spuneți, dar m-ar ajuta tare mult în viața mea dacă mi-aș spune lucrul ăsta. Foarte mirat, îți dai seama, stat. Zic: vă rog, spuneți, că am și eu o firmă de rent-a-car în Ploiești. Bă, este mai vechi, eu pot să spun. Zic: ok, și făcea ce? Doamne, sunt acolo toată ziua și noaptea câteodată stau și mă gândesc cum să fie mai bine pentru firma mea, pentru oamenii mei, nu știu ce. Zic: doamne, dar am încercat și eu o dată în viață să deschid o a doua locație. Doamne, m-au furat. Doamne, a fost... Și cum mai am mult? Nu știu, la vremea aia aveam, cred, 30 de locații. Cum puteți să aveți, doamne, 30 de locații? Și cum de nu vă fură, doamne, cum de nu vă fură? Mă rog, am încercat eu să-i povestesc de încredere, de sisteme și așa mai departe. Nu știu cât de mult a rezonat mesajul, dar asta e o concepție pe care o văd foarte mult în jurul meu. Adică e foarte greu pentru majoritatea antreprenorilor să treacă, care au avut succes. Deci au ajuns, au avut o idee, au pus-o pe piață, au strâns niște oameni lângă ei care să execute viziunea antreprenorului, dar după aia, când se face același lucru în alt cartier, în altă locație, în alt oraș, deja lucrurile se schimbă radical. Da? Ei, pe noi, eu cred că asta ne-a ajutat, faptul că în domeniul ăsta de închiriere mașini nu prea e cum să crești dacă nu mai deschizi la două locații. Adică cam cât trebuie. Să închiriezi de la o locație. Da, exact. Și mai ales când porci din Piatra Neamț. Adică, nu știu dacă știți, Neamț cât de dezvoltat este economic, dar e la mare concurență cu Vaslui și Giurgiu, cred că. Okay. Nu, Giurgiu e superstar, Teleorman. Faptul că a trebuit să deschidem locații ca să meargă treaba, adică eram la început, adică asta a fost în anul 1, am deschis 7 locații, adică așa trebuie să găsim o modalitate cum să putem comunica unii cu alții, cum să putem distribui încredere. Distribui încrederea și informația, adică ce-i de făcut acolo, că noi învățam făcând la vremea respectivă. Și răspunsul pentru noi a fost, deci, pur și simplu, eu am trăit primii ani de zile și eu și colegul care am pornit directorul nostru de operațiuni, am trăit în mașină în anii aia. Adică tot timpul eram pe telefon și vizitam agenții și eram așa un fel de catalist de informație și eram acolo tot timpul. Dar am descoperit câteva lucruri, da, din exercițiul ăsta. Unu, puterea echipelor mici. Da, și între timp am rafinat mult conceptul și avem și un număr. Noi credem că echipa ideală are 7 oameni. Da? Așa zice și știința. Oh, ok, noi am descoperit-o cumva empiric, okay. Prin mult trial and error și prin multe echipe. Așa, și noi ce facem acum, în momentul în care depășim 10 oameni într-o echipă, rupem echipa în două. Câteodată nu e chiar ușor, dar găsim. Deci stați single digit, asta da, e ideea. Neapărat. Okay. Vrem să fie single digit, dar 2 e cam puțin. Cam tristă atmosfera. Da. Acolo. Bun. Și, deci rupem echipa și iar un lucru, pentru că nu ne-a plăcut mult o carte a lui Lalu. Și Organizația reinventată. Organizația reinventată, da, și am chiar ajutat la publicarea în limba română, la traducere și așa mai departe, dar acolo vorbește foarte mult de conceptul de echipe fără lidere, da, și să ajungi la, nu știu, un ideal, așa cumva, parcă e pe norișori, cu The Teal Organization și așa mai departe, organizarea, nu știu cum se traduce română culoarea asta, dar... noi n-am reușit să facem să funcționeze. Adică n-am reușit să creăm. Deci am experimentat și cu asta, să avem echipe fără manager, responsabili, lideri, și atunci noi credem că, ok, vrem să... am creat o organizație destul de flat, adică foarte puține nivele între, nu știu, top și majoritatea oamenilor sunt agenți și operatori în agenții, call center. Lucrează direct cu clienții. Care sunt față în față, client facing, sunt față în față cu clienții, clientul, și cred că 2 nivele între ei și mine, de exemplu. Dar orice echipă, deci încă vorbim de echipe mici, trebuie să aibă un responsabil.
Da, pentru că am descoperit că odată, nu știu, cred că e o nevoie de-a noastră, destul de egoistă, de a ști cu cine stăm de vorbă când avem ceva, nu știu, dacă am ceva de făcut în Alba Iulia, știi exact persoana pe care te s-o sun. Dacă nu, nu știu, așa, echipa din Alba Iulia, nu știu, care e numărul de telefon al echipei. Exact, sun în call center, face fine legătură cu ce răspunde. Adică, un pic complicat și apoi, iar, nu știu, poate e o nevoie de-a noastră, mai ales pentru cei care de-abia se alătură echipei, să aibă pe cineva, o persoană care să aibă un pic de autoritate acolo și care să-l treacă prin toți pașii de acolo. Deci asta e un lucru cu dimensiunea echipei. După aia am realizat importanța sistemelor. Da? E celebru cu incinta, nu o să-l spun acum, dar ideea e că dacă creezi un set de reguli, în acest set de reguli, câte vreme împărtășit și foarte clar pentru toată lumea, lăsăm extrem de multă libertate, creativitate. Și noi avem și o definiție, apropo de întrebarea ta, pentru autonomie. Da? Noi zicem că autonomie e o componentă doar a două lucruri. Da? E o componentă între libertate și responsabilitate. Și libertate, ca să clarific un pic, e pur și simplu, la birou, unde ne-am adunat să facem ceva în echipă, poți să faci ce crezi tu că e mai bine pentru tine, pentru echipă, ca să ne îndeplinim scopul ăsta comun, scopul echipei, scopul organizației. Și partea de responsabilitate sunt regulile. Câtă vreme, zice acel asterix, câtă vreme, da, respectăm regulile din firmă, care nu sunt prea multe. Aici poate o să ne ajute, pentru că în lucru meu cu clienții, apropo, nu cred că am avut vreun proiect pentru vreun client la care să nu vă dau de exemplu. De multe ori subiectul ăsta al regulilor apare ca ceva ce încurcă libertatea, adică e ceva ce ne ține să ne facem treaba cum credem noi că ar fi bine să o facem. Voi ați găsit o variantă în care regulile ajută libertatea, încurajează libertatea. Da, cum? Aici am avut un aha moment, tu știi foarte bine, mi place să merg la școală și îmi place să merg la școală structurat, adică programat. Eu știu în fiecare an la ce școală să fac în anul următor, adică mă înscriu, plătesc un an înainte, să mă duc undeva, să-mi iau, nu știu, câte o săptămână, învățare structurată și mă duc în toată lumea. Și la un moment dat eram cât în timp, campus. Scuze-mă, cât timp pe an te duci la școală? Deci mă duc cam de 3 ori, adică și mă duc la școală de-asta. În cazul ăsta m-am dus la Stanford, eram în campus și în cadrul programului am fost la o școală de care eu personal nu știam, dar după aia m-am dat seama că era ceva celebră în toată lumea, în zona de inovație, se cheamă DISC-ul, de la Design Thinking School. Ei sunt cei care au inventat în anii 60 conceptul de design thinking, sunt niște profesori de la Stanford și am petrecut aproape o zi acolo și am trecut prin ce înseamnă design thinking și am creat un prototip de la zero, adică am avut ideea și am creat și prototipul în 2 ore, ceea ce credeam că e posibil așa ceva, și asta am făcut-o fiecare dintre noi și eram o gașcă mare acolo. Și doi, am avut și într-un workshop de Design Your Life și care iar, într-un termen extrem de scurt, poți să ai niște aha moments despre viața ta și despre ce vrei să faci în următorii ani, foarte tare. E și o carte pe tema asta, putem să o punem în notes. Am citit-o, aveți. Da. Am citit-o. Așa, bun. Și acolo ne-a spus un lucru care pentru mine a fost contraintuitiv, dar în același timp mi-am dat seama că îl aplicăm în business. Ne-a spus așa, unul din principalele lucruri care încurajează inovația sunt constrângerile. Și, din nou, nu, parcă nu sună bine. Da, era chestia asta, creativity loves constraints. Așa, ei, da. Și dacă stai și te gândești, dacă, și asta o aplicăm și acum, că acum avem multe proiecte să, nu știu, pornim startup-uri, să pornim și intern, nu știu, să facem nevoi noi, tot timpul punem un deadline și tot timpul punem un buget. Da, pentru că, deși avem timp, adică nu presează nimeni că e până, nu știu, până în februarie, pe 17. Poate să fie și pe aprilie 13, adică nu e nicio problemă, sau la fel, că e 10.000 de euro sau 20.000 de euro. Nu e chiar o mare problemă. Dar anume, stăm și le punem și să fie un pic sub ce-și estimează confortabil. Acolo, ce e confortabil. De ce? Pentru că așa caută soluții, găsești cu lucruri noi, găsești, nu știu, aici se mișcă the creative juices, cum ne-a zis un profesor acolo. Da? Și faptul că am adică noi crescând în fiecare an, cam tot timpul avem problema asta de constrângeri. Da? Pentru că niciodată nu știu, nu suficiente mașini, pentru câte nevoi avem, partea de finanțare, care noi nu putem crește dacă nu atragem finanțări noi, tot crescând sunt lucruri mai multe de făcut și atunci cum le faci cu aceiași oameni sau nu, să nu crească numărul de oameni în același procent care crește și business-ul, atunci cum să mai aduci eficiență. Adică
multe lucruri interesante care vin din sisteme. Dar ca să revin la rolul, nu știu, liderului, CEO-ului în constrângeri, una din bătăliile cele mai mari pe care le avem interne sunt bătălia cu reguli. Adică e natura fiecăruia dintre noi. În momentul în care cineva o dă de gard, se întâmplă, nu știu, un eșec. Și de asta, de obicei, în cazul nostru, pornește de la o reclamație a unui client. Adică cam, și avem un întreg proces, adică că ăla mi se pare cea mai tare chestie care poate să se întâmple, cineva să-ți facă o reclamație. Da? Pentru că practic cineva care plătește să-ți folosească serviciile, îți spune ce e neregulă și unde poți îmbunătăți ce faci tu intern. Dar atunci, pornind de la asta, noi ne uităm nu cine a greșit persoana de acolo, ci unde n-a mers sistemul. Da? Și atunci folosim oportunitatea asta să schimbăm sistemul. Și ce mulți dintre colegii noștri vor să mai pun încă o regulă nouă. Uh-huh. Și atunci bătălia mea, să zic, internă, este să nu mai punem reguli noi. Da? Și hai să le modificăm pe alea existente, dar să nu mai punem una în plus, da? Sau dacă nu, cumva să mai renunțăm la vreo una și să lăsăm loc de greșeală mai încolo. Și asta e o problemă, cred că, pentru orice organizație care devine matură, da? Birocratizarea. Aici trebuie să spun un exemplu. La un moment dat vorbeam cu un antreprenor din Iași care și-a vândut compania de IT către o companie americană. O tranzacție mare, acum ceva ani, și întreb, la 2 ani după, zic, și cum e? Da, cum e cu americanii? Zic, mare, zic că, păi, partea financiară super bine, da, acum mult mai mulți clienți la care numai visam să am acces. Faci, zic, că, măi, dar partea de proceduri mă omoară. Zic, cum adică te omoară? Zic, măi, n-am crezut niciodată așa ceva. Zic, că avem o procedură, cum să scriem proceduri. Asta mi s-a părut foarte, foarte simpatic. Da, e o capcană foarte perfidă, asta cu regulile, cât mai multe reguli, pentru că eu am două tipuri de clienți, unii din zona antreprenorială, a căror cerință de obicei e cum să devină și ei mai mult corporații, adică e prea mult haos, e prea mult fiecare în toate părțile și le trebuie un sistem, niște sisteme, niște reguli care să reorganizeze, să uită cu jin la corporații, că au, știe toată lumea ce face fiecare. Și corporațiile care cer de la mine, de la noi, exact pe dos, agilitate. Măi, avem prea multe reguli. Hai să vrem și noi ca antreprenorii să fie aici, intrapreneurship. Și, deci probabil că soluția bună e într-o filozofie mai degrabă decât într-un număr fix de reguli. Fundamental, eu cred că un lider, un CEO are doar două responsabilități. Da? Unu e directorul de resurse umane și doi, CFO. Da? Și în parte de CFO nu mă refer doar la cifre, la de asta și de keeper of the systems. Da? Adică pur și simplu se vadă, ok, ce sisteme sunt, funcționează, nu? Și să există un proces intern de tot timpul de reevaluare. Ce putem schimba, ce putem reevalua. Aici iar fluierați în biserică, apropo de autonomie, pentru că, din câte știu, n-aveți un departament de HR. Câți oameni aveți? În autonomie aproape de 500, în tot grupul suntem peste 800. Uh-huh. Și n-aveți un departament de HR? Nu, avem payroll. Aveți payroll, dar responsabil cu angajarea și înlocuirea oamenilor sunt? Fiecare manager. Deci noi credem că cel mai bun director de HR este acest team leader, cel care conduce echipă și iar noi credem un lucru care e interesant. Noi când angajăm colegi noi, echipa îi angajează. Da? Ok, la interviu nu-i practic să fie, nu știu, cei 70 dacă e echipa ideală. De obicei e cine spune de echipă încă cu un sau poate doi colegi, depinde de cine e disponibil atunci pentru interviuri. Dar după ce angajăm, noi avem tot timpul perioadă obligatorie de 3 luni de zile în care ne tatonăm unul pe alții, vedem dacă pentru colegii noi autonomie locul potrivit și invers, dacă persoana asta e potrivită pentru noi și cum luăm decizia, echipa ia decizia, nu managerul. Adică e vot democratic, adică nu e cu weighted. Funcția nu are mai multe voturi. N-are veto. Nu. N-are veto. Ah, interesant. Și ce e interesant că este un tip de interviu în care este extraordinar de greu să-l falsifici. Da, pentru că poți să citești mult despre ce e important pentru noi, despre, nu știu, învățarea continuă și așa mai departe și să spui all the right things la interviu, dar după aia când you got the job, da, deci ai început să lucrezi și ai 8 ore pe zi, zi de zi, timp de 3 luni de zile, aia n-ai cum să o falsifici. Cum ești altitudine, comportament, de ceea ce urmărim de fapt în comportament. Și rezultatul la povestea asta, cred că aproape 50% din colegii care se angajează la autonom, în primele 3 luni pleacă. Da, pentru că, mă rog, sunt multe motive, dar unul dintre ele este că așa, avem un employer branding destul de bun și oamenii vin aici și se așteaptă la ce facem noi acum? Dezbate, the fine prints, fine points, așa, de fapt, pe cărți. Foarte mult de muncă. Incredibil, deci este atât de dimineață până seara, ai de livrat, de preluat mașini, de stat de fără clienții, de răspuns, de acțiune. Actually, foarte mult. Și atunci, dacă nu ești confortabil cu asta, că e de muncă, dar e și de învățat, atunci poate autorul nu-i
cel mai potrivit loc pentru tine. Poate e un moment bun să facem un disclaimer că eu sunt clientul vostru. Okay. Am o mașină luată în leasing operațional și e ceva care e atipic, apropo de cât de mult e de muncă la voi față de alte companii unde sunt client. Anume la toate companiile la care sunt client cu servicii, vocea operatorilor care mă sună ca să încerce să-mi vândă lucruri, tonul lor e foarte diferit de tonul vocii celor de care dau când sun eu ca să reclam lucruri. Eu nu știu, în cazul meu de ce vorbesc cu un robot. Când sun. Da, și eu. Dar când insist și ajung la cineva cu o problemă, în general vocea celui care e menit sau celui care e menit să rezolve problema e în general vocea omului pe care îl deranjezi într-un fel sau altul, el are treabă și eu nu înțeleg, nu fac suficient de bine ceva, nu. E o voce menită să scurteze conversația și să-ți dea de înțeles că totuși ar trebui să poți să-ți rezolvi problema singur. Pe câte vreme vocea în partea elaltă e toată numai miere, numai are timp, are toate informațiile ca să mai cumperi ceva. În relația cu voi, n-am sunat să reclam ceva, dar am sunat să cer lucruri, da? Vocea e tot timpul de la cap. Unul la mână, că nu vorbesc cu roboți. Așa? Și doi la mână, vocea e tot timpul prietenoasă. Nu e nici așa, nu știu, serviabil în sensul ăla neplăcut, nu e nici rece, e disponibilă și prietenoasă și de ajutor, adică până la coadă tot timpul mi-am rezolvat problema într-un fel în care când am închis am zis uite ce interacțiune faină. Deci sunt convins că treaba asta vine la pachet cu foarte multă muncă, dar pare să fie o muncă altfel decât în multe alte organizații. Eu cred că asta vine din setul nostru de valori. Adică noi, ok, ce încercăm să identificăm la interviu și la interviu extins ăsta de 3 luni de zile, încercăm să vedem dacă, nu știu, atitudinile, comportamentele colegului nou care încearcă să intre într-una din echipele autonom, dacă e posibil să fie aliniate cu valorile noastre. Da? Pentru că noi ce am descoperit este, tot așa în timp și după aia am descoperit și știința din spate, că în general omul se alinează la mediu, adică mediul schimbă omul, nu omul schimbă mediul. Da? Adică când e o echipă de oameni care fac lucrurile într-un fel, cel nou care vine, foarte rar poate el schimba lucrurile cum se întâmplă în echipa aia, în general trebuie el să-și adapteze felul de a fi la cum se întâmplă lucrurile în echipa respectivă. Și noi, lucrurile astea sunt definite fundamental de valorile noastre. Adică sunt acele reguli la care, nu știu, nu ne abatem niciodată. Și unul dintre ele este valoarea numărul 2, da, că avem, sunt 5 de toate, este facem tot ceea ce este necesar pentru a ne ajuta clientul. Da? Și asta fiind una din reguli atât de importante, nu prea e cum să fii parte din vreo echipă în autonom și să nu fii când să ești în contact cu un client. Da, mă, sunt genului să ajuți. Și dacă stai și te gândești, fetița mare 6 ani și știu că și tu ai o fetiță mică și ai trecut prin asta, dacă te uiți la un loc de joacă pentru copii foarte mici, un an, 2 ani, 3 ani, și te uiți așa un pic să-i vezi cum interacționează. Și la ei, la vârsta asta, încearcă să ajute unul pe altul. Adică chestii care avem, adică nu i-a învățat nimeni, că nu cred că pot raționaliza treaba asta. O avem în fiecare dintre noi. Da? Și atunci dacă noi o încurajăm, o și măsurăm și avem un sistem de ăsta de feedback continuu, dacă la orice operațiune, deci după ce ai interacționat cu colegul de-al meu, în mod normal trebuie să primești un foarte scurt survey, adică gen, stai un click, dacă ați vezi cât de mulțumit ai fost de acolo. Și calculăm acest NPS score. Și atunci de fiecare dată când avem un score care nu e foarte bun sau excelent, este un warning sign pentru noi, înseamnă că ceva poate n-am făcut așa cum trebuie clientul să fie mulțumit. Și analizăm fiecare caz de asta și atunci trecem prin un proces ăsta de evoluție continuă, îmbunătățire continuă. Și atunci, din nou, sistemul ajută colegii noștri să se comporte în felul ăsta. Da, dar el, adică sistemul ajută pentru că filozofia voastră e foarte diferită. Ideea asta, îți zic că e destul de rară, că atunci când cineva face o greșeală, întâi se interoghezi sistemul din jurul lui. De obicei, când cineva face o greșeală, întâi te duci pe el, îl căpăcești și după aia, dacă mai ai timp și chef, îți spui problema, mă, dar oare în jurul lui e ceva ce aici merită îmbunătățit? E vorba de, și aici a fost n-a fost simplu, de atitudinea noastră asupra greșelii. Da? Și asta cred că vine din școala, din ce am trecut prin școală generală, în liceu, cu toții. În care, nu știu, la noi, în societatea în care trăim, e un lucru rușinos, da, să greșești. Și de obicei ești pedepsit
dacă ai greșit. E the dark side of autonomy. Adică tu ai greșit, tu trebuie să plătești, tu ești de vină, pe tine ne răspunsul de obicei când ești, mi-asum. Da. Ai altă discuție, ce înseamnă mi-asum. Și ce am observat în Statele Unite și la început nu înțelegeam, dar după aia mi s-a părut foarte natural, este că, ok, când se întâmplă o greșeală, ce putem învăța din asta? Și am învățat ceva de la un CEO când sunt chestii mai nasoale, adică greșeli mai mari, așa, și care aduc niște tensiuni negative destul de puternice într-o echipă. Se întâmplă rar, dar se întâmplă. În momentul ăla e bine ca liderul echipei, și vorbesc acum despre mine, să zic, măi, în primul rând vreau să fie foarte clar, este vina mea. Chiar dacă eram în altă țară, adică când s-a întâmplat chestia, dar nu contează. E vina mea, da? Ca să dăm vina deoparte. Că tu ești proprietar de sistem. Sunt proprietar, eu am sistemul și poate nu l-am actualizat la timp sau whatever, dar e clar, e vina mea. Și acum hai să vedem ce putem schimba în sistem, în ce n-a funcționat, nu știu ce, ca să, din nou, să separăm problema de om. Da? Că e destul de separată. Da, asta vine și din filozofia asta de cum se construiește valoarea între oameni, dar vine și din filozofia cum se construiește valoarea în business, pentru că, deși poate nu e așa de evident pentru multe companii, eu aș cumpăra mult mai mult de la o companie în funcție de cum reacționează când am o plângere decât cum reacționează când vrea să-mi vândă ceva. Adică tipul de reacție, vocea și abordarea celui care răspunde la un feedback pozitiv, negativ de obicei sau la o cerere, are mult mai mare influență la răspunsul pe care îl dau când cineva vrea să-mi vândă ceva. Da, hai să-mi spun o chestie, că e un lucru interesant și sunt convins că mulți dintre noi din business avem treabă cu echipele de vânzări. Da? Și știi că una din cele mai populare teorii este să faci echipă de hunter și o echipă de farmer. Da? Da. Că trebuie oameni cu abilități foarte diferite. Și eu sunt de acord cu teoria. Dar noi am ales un pic o altă cale. Am zis așa, cel care, nu știu, generează un business nou, deci are un client nou, noi am vrea să se ocupe de el și de partea de, după aia, de gestiune, de farming a clientului. De ce? Pentru că ne ajută la o chestie care e foarte importantă pentru instituții financiare. Noi nu suntem instituții financiare, dar avem o componentă importantă, adică am vrea clienții, având că o relație pe termen lung, am vrea clienții în timp să ne plătească facturile. Deci ajută. E analiza de pentru sănătatea business. Așa, și în partea de analiză de credit, dacă colegul nostru de la sales nu e motivat numai să închidă vânzarea cu orice preț și după aia move on către următoarea vânătoare, da? Ci el e responsabil de relația cu clientul ăla până când se termină contractul cu el și care s-ar putea să fie 10 ani, că s-ar putea să mai renuiască de vreo 2 ori. Și să crească valoarea. De acum înainte. Și atunci el știe de la început că dacă închide vânzarea respectivă, pe el îl va suna omul în fața lui. Adică el va fi responsabil pentru tot ce se întâmplă în relația cu clientul respectiv. Și atunci, să aduc niște chestii foarte interesante. Atunci, câteodată, și asta încurajăm activ colegii noștri la vânzări, să nu facă business cu oameni neplăcuți. Cu oameni care simți că nu ai să valori, pentru că noi le spunem, măi, vezi că relația cu un client nou, având că e o relație destul de complexă. Și omul îi spune vânzare consultativă la partea. Adică, e ca într-o căsătorie. Adică îți face plăcere să stai de vorbă cu pomodă în fața ta, te va suna următorii 10 ani de vreo 100 de ori, adică vrei să intri în povestea asta. Fel și fel de probleme. Da, și atunci colegii noștri au, nu știu, puterea asta de a spune nu, de a-și refuza, adică când văd că un client nu e ok, nu se comportă că e ok, să zic că nu vreau să fac business cu clientul ăsta și să mă vând și să nu fie impactat financiar. Uh-huh. Pentru că ei, aici tu știi filozofia noastră în vânzări, oamenii nu știu de vânzări, nu au comision de vânzări. Da? Asta are și foarte în răspăr cu... Da, dar din nou, nu cred că e o rețetă universală, adică că ar trebui să aplice toate companiile, ci pentru un tip de cultură organizațională, cred că se potrivește foarte, foarte bine. Da? Și pentru cine e curios, colegii noștri de vânzări au niște obiective. Așadar, obiective de efort, nu obiective de rezultat. Pentru că noi credem că dacă ce faci aduce valoare clientului, dacă pui suficient efort, atunci o să vină și rezultatele. Cum arată un obiectiv de efort? Da, adică, de exemplu, numărul de întâlniri, da, cu clienții. Noi credem că dacă, pur și simplu, mai nu știu, 2 întâlniri pe zi cu clienți noi, cu prospecți și povestești un pic și mult mai mult taci și mai mult asculți de nevoile clientului din față, la un moment dat se aplică statistica, adică încep acel concept de funnel. Da. Ei, și atunci nu vreau să mă concentrez numai pe ce iese din funnel și doar acolo să-l reward. Nu, vreau să uit pe ce intră în funnel. Da? Și mi se pare mult mai logic și intuitiv, deși, nu știu, majoritatea companiilor se uită numai la ce e jos. Și iar ce mai credem acolo, iar o chestie ciudată în sales, noi credem în efortul de echipă.
adică colegii noștri că au un bonus variabil, sunt participare la profit. Da? Și atunci clienții destul de diferiți unul la altul. Deci iau bonus de echipă, nu au bonus individual. Exact, uh-huh. Da, pentru că, și au același bonus. Toți. Deci se împarte egal bonus. Se împarte egal. Deci toți au salarii diferite. Da, dar obiective. Bonus egal. Okay. Da, și atunci ce se întâmplă în practică, cer ajutor unul altuia. Da, pentru că văd, nu știu, o industrie diferită, o tipologie de client, o nevoie diferită și atunci mai iau la întâlnire pe încă unul. Și câteodată se întâmplă să vină și patru colegi la întâlnire cu un client mai deosebit. Asta mi se pare un exemplu foarte bun de autonomie și care e contraintuitiv pentru cum funcționează majoritatea organizațiilor. Pentru că majoritatea organizațiilor bonusează rezultatul final, nu efortul, pentru că se gândesc că tu de capul tău sau echipa aia nu e în stare să hotărească care e un efort bun și care e un efort prost. Și te condiționează direct la ieșire. Voi zice... E un pericol aici, să știi. E un pericol în modul ăsta de a gândi că oameni extraordinar de bune, oameni excepționali de vânzări, nu prea ai cum să ții într-un mediu de genul ăsta. Ei vor, adică zic, uite, nu știu, sunt un superstar în vânzări de ceva, nu știu, superstar mă gândesc că, nu știu, de 5 ori, de 10 ori mai bun decât al doilea cel mai bun din firmă, eu zic, ok, vreau să fiu plătit pe măsura rezultatului pe care îl aduc. Nu căutăm superstar. Adică sunt superstar în industria noastră, nu lucrează pentru noi, noi încercăm să, e o vorbă și cred că te-am mai zis și pe tine zicând de asta, noi încercăm să avem rezultate excepționale, dar cu oameni obișnuiți. Adică nu, cum zicea un antrenor de rugby din Olanda, prieten cu un amic de-al meu de acolo, care zicea că nu e interesat în creating a team of champions, but in a team that wins championships. Exact. Care e altă mâncare de pește. Da, așa se face și viața mai ușoară, adică ca manager, dacă tu ai niște oameni care nu sunt foarte diferiți ca, nu știu, performanță de unul de celălalt, atunci poți mai ușor să pleci în concediu. Pot ei să plece mai ușor în concediu. Absolut. Poate să plece când are, na, cu toții copiii și așa mai departe, când mai e o urgență, poate să lucreze de la distanță. Adică îți dă mult mai multă flexibilitate în tot ceea ce faci. Da, dar asta presupune ridicarea noțiunii de autonomie de la nivel individual, că superstarurile au un sentiment de autonomie individuală foarte crescut la nivelul de autonomie de echipă. Adică cum anume reușim împreună lucrurile astea. Și sunt câteva lucruri, da? Adică tehnici, chestii practice pe care poți să le faci ca echipa să funcționeze un pic mai bine. Și de la o chestie extrem de simplă, noi avem niște, nu știu, ritualuri, niște moduri. Așa. De a ține întâlnirea noastră. Și tot timpul, orice întâlnire, avem în toate departamentele, toate echipele, o ședință lunară. Asta ele tot timpul încep cu niște cartonașe. Da? Niște cartonașe și niște întrebări. Și niște întrebări pune destul de personale. Da? Și noi folosim asta ca icebreaker. Pur și simplu ca să ne rupem, să facem tranziția asta destul de rapid între fiecare de pe telefoane, vorbim cu clienții și așa mai departe, către suntem aici și am vrea să fim prezenți între noi în echipă. Și doi, începem cu niște, noi spunem, updates. Da? Ce s-a mai întâmplat în viața noastră? Și vorbim tot timpul pe trei planuri. Ce s-a mai întâmplat și spunem wow, bau, adică ce s-a întâmplat lucruri bune și care ne-au ridicat energia, lucruri care mi-au scăzut energia, ce s-a mai întâmplat în viața mea personal, ce sunt dispus să împărtășesc cu echipa, ce s-a mai întâmplat în echipa noastră, mi-a ridicat în ce mi-a scutat, ce s-a mai întâmplat în toată organizația, în autonom, în general. Da? Și facem un tur de masă, trebuie să maxim 20 de minute, depinde dacă sunt 7-8 oameni, și este senzațional că cât de mult poți să afli despre un om alături de care stai 8 ore în fiecare zi și tu nu știi că personal s-a întâmplat ceva foarte important în viața lui, pe care n-a venit momentul, nu știu, până când s-a întâmplat chestia asta. Da, și după aia intrăm în lucrurile operaționale și așa mai departe. Noi credem că sunt două lucruri pe care trebuie să le creăm ca să funcționeze orice echipă. Și cele două lucruri sunt încrederea și respectul. Da, și încrederea este și... Asta e ceva care e și rolul liderului de echipă și rolul meu ca CEO, da, să ne asigurăm că știm în ce direcție tragem. Că scopul, că suntem aliniați, că avem o claritate a scopului, dar scopurile sunt un pic de diferite, adică scopul organizației este diferit de scopul echipei, pentru că eu multă vreme am crezut că există o cultură a organizației, dar nu, există foarte multe subculturi, adică există cultura echipei și după aia există cultura organizației. Cultura organizației mai degrabă de lucrurile de bază, fundamentale, care sunt valorile, da? Și după aia echipa, de exemplu, echipa din Cluj față de echipa din Timișoara, foarte diferite. Foarte, și ca mod, și că ce fel de lucruri fac în afara programului, ce fel de proiecte se implică, așa mai departe. Da? Și e ok să fie diferiți. Revenind, când vorbim de încredere, deci prima dată este să ne asigurăm că toți de la masă
avem scop comun și să discutăm periodic de el. Adică nu e suficient să punem o dată și după aia gata, s-a marcat, s-a înregistrat. Periodic să vorbim care e scopul și să ne asigurăm că suntem aliniați pe zona asta și asta se întâmplă lunar în toate echipele. Și doi, e vorba de respectul, cum îl definim, e faptul că e ok să ai o părere diferită. N-a să crezi acea... Am fost la Harvard la un curs, e o profesoară, Amy Edmondson, care a inventat acum ceva ani un concept care, nu știu, a devenit extraordinar de popular, de psychological safety. Cei de la Google au făcut faimos, îl aplică acolo și cumva baza spre asta e. Adică să te asiguri că în orice echipă, vorbesc de psychological safety at work, da? Deci în echipă, să te asiguri că e ok să ai o părere diferită. Nu există consecințe nasoale asupra ta. Dacă... Și dacă pui astea două la un loc, te asiguri că oamenii știu și articulează și sunt și în stare să articuleze de ce suntem cu toții aici și doi, e ok să ai o părere diferită față de cel din jurul tău, atunci echipa chiar funcționează bine împreună. Da. Eu sunt un pic într-un film un pic diferit de tine pe subiectul ăsta cu întrebările voastre. Folosim și noi metoda asta și la facultate, folosești cu clienții. Eu am văzut-o că face ceva mai mult decât icebreaking, ca să zic așa. Și anume liantul ăsta care e între scop și psychological safety permite grupului de oameni care se adună și care de obicei are o miză individuală în întâlnirea, vrea să ia ceva, să obțină ceva de acolo, permite ca să, când ne apucăm de treabă peste 20 de minute, să facem de adevăratele împreună. Adică e un conector foarte puternic, e un proces de conectare pe care când nu-l faci, că am văzut exemple, întâlnirea arată foarte diferit. Când fiecare vine cu ale lui, nu le-a împărtășit, vrea să-și ia de aici ce e al lui. Sunt total de acord, de genul, nu avem opinii diferite. Da, asta se întâmplă și tu cred că ai participat la niște întâlniri, dar noi facem întâlniri periodice cu clienții noștri, în regiuni, în orașe. Da? Și peste două zile o să fiu în Timișoara, o să avem această întâlnire și tot timpul, înainte să începem orice facem acolo, le dăm să joace un pic cu cartonașele. Măi, cel mai greu moment a fiecare întâlnire de genul ăsta este să se dezlipim de cartonașe. Adică, pentru că e ceva, la început să simt așa de distanță, bă, ce e asta, ce-s cu voodoo, ăsta, ce cu așa. Și după aia când încep, fac prima tură și încep să răspundă și văd ce răspunsul dau cei din jurul lor, oameni care, chiar dacă sunt în același oraș, de ce multe nu se cunosc unul ce altul, ar vrea să facă toată noaptea numai să răspundă la cartonașe. Apropo de psychological safety, merită spus și că poți să nu răspunzi la o întrebare. Adică ești liber dacă ți se pare că e prea mult, prea devreme, prea așa, să iei altă întrebare. Da. Legat de... noi am avut un episod aici legat de antifragilitate, de echipele antifragile. Asta e subiect favorit al fratelui meu. Și știu că voi făceați antifragilitatea, practic înseamnă felul în care un sistem, și echipele sunt un sistem evident, reacționează la factorul de stres. Știu că voi vă antrenați structural cum să reacționați la factorii de stres. Cum se întâmplă chestia asta? Da, în primul rând ne ajută foarte mult guvernul, adică mă uitam acum vreo 3 ani, făceam un calcul, au fost în anul 2019, au fost peste 200 de modificări al codului fiscal, adică norme, dispoziții ale ANAF și nu știu ce. Deci am făcut o singură dată greșeală în viață, am zis, era începutul unui an și am zis la întâlnirea noastră anuală, am anunțat public, am zis, uite, anul ăsta o să fie un an fără surprize. Anul ăsta avem stabilitate politică, e un nou guvern, sunt foarte aliniați, majoritate peste tot. Noi suntem foarte bine, tocmai strânsesem o nouă finanțare semnificativă, suntem foarte bine financiar, mașinile sunt comandate, totul e pregătit, o să fie un an. Anul ăsta o să ne concentrăm pe lucrurile care sunt importante pentru noi, pe stabilitate, să vedem, să ne regândim, dacă mai sunt lucruri, ne uităm și la oportunități. Și era ianuarie 2020, adică... Și în momentul ăla nu mai fac predicții de viitor cât voi trăi. Da, dar în schimb, ce lucrăm cu scenarii. Uh-huh. Da, și asta ne ajută extraordinar de mult. În discuții, noi încercăm să vedem, ok, what could go wrong, da, și încercăm să calculăm, să estimăm probabilități. Faceți asta o dată pe an cu toate echipele? Nu, facem mai des. Mai des. O facem, noi în primul rând avem două întâlniri cu toți decision makers din autonom, una un pic mai lungă în ianuarie și una un pic mai scurtă. Anul ăsta a făcut în iunie, am trecut în septembrie, deci undeva la jumătate de an, cam așa, deci cadențe cam la 6 luni, în care scopul e să discutăm de
în primul rând discutăm, avem tot trei zile, sunt bezi, zic trei părți. Odată unul despre, discutăm despre trecut, hai să vedem un pic ce s-a întâmplat, care sunt lucrurile și, dar foarte mult accent pe lesson learned, ce am învățat de asta, că rezultatele cam știm. Că la noi e transparența totală, adică toată lumea are acces în sistem, toată lumea știe ce face toată lumea, totul e acolo, e public, dar ne uităm să vedem fiecare și ce am învățat din asta, deci ca să avem un pic de împărtășire a experiențelor. A doua parte este despre learning, despre învățare, hai să învățăm ceva împreună. Mulți ani la început, când nu prea știam, apelam la resurse externe, cineva să ne învețe ce să facem. Acum am început să ne învățăm noi între noi și foarte mult prin experiențe comune, deci învățare în echipe. Și a treia parte, și aici e mai legată de întrebarea ta, este despre viitor. Cum vedem noi lucrurile că o să se întâmple în următorii ani? Și încercăm să nu vorbim de, nu știu, strategie pe 5 ani și așa mai departe, ce ne gândim, lucrăm pe bugetare pe un an, care e destul de strictă, adică destul de merge în detaliu până la aproape fiecare linie de acolo și după aia direcția orientativă pe 2 ani. Adică cam care deci cam acolo ne oprim, pentru că trăind într-o volatilitate atât de ridicată, mi-e greu să spun, adică eu pot să spun, dar n-am prea grad prea mare de confort la ce cifră de afaceri o să aibă autonom peste 5 ani de zile, ce profitabilitate, număr de angajați, ce țări o să fie prezenți, habar. Și în ziua aia exersați și scenariile negative. Bineînțeles, discutăm de toate lucrurile, adică lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Da? Ne uităm să vedem, ok, uite, lucrul ăsta poate să aibă un impact și acum sunt multe în perioada asta, multe lucruri care poate să se ducă așa și ne punem probleme. Zic, ok, dacă se întâmplă asta, ce facem? Suntem pregătiți? Structural, eu cred că suntem pregătiți. Pentru că în faptul că în momentul de față, în autonom sunt, cred că vreo 60 de echipe. Da? Și atunci e decizia e la nivelul lor. Cu o putere, adică, foarte mare de decizie. Da. De multe ori, adică îți dau un exemplu, într-o altă unitate din grup se numește Fundația Autonom. Ei, în Fundația Autonom, marea majoritate a proiectelor eu aflu când se publică raportul Fundației, adică atunci aflu ce chestii super tari s-au mai întâmplat prin țară, că aproape toate proiectele sunt inițiate de colegii noștri de acolo. Ei, la fel, ieri mă uitam pe o mașină a unui prieten care e de la noi și văd acolo un abțipil nou pus într-un loc foarte mișto pe mașină în care scrie asistență rutieră, nu știu ce, și care nu era acolo. Și zic, dar de unde e asta? Și păi colegii tăi, când au livrat mașina, uite, așa era asta. Și când am început să mă uit, era pe multe mașini, atunci observasem eu, adică un proiect care un impact e foarte ușor de folosit, foarte rapid, inițiat total de colegii mei, adică nu există în companie vreun chief innovation officer sau vreun, nu știu, vreun mastermind, vreun creier care să inventeze toate lucrurile bune din companie. Nu, noi avem un sistem de inovație, da, și în fiecare lună toți colegii noștri primesc un mesaj foarte scurt, zic, ok, ce-i schimba la locul de muncă? Da? Și asta e inovația individuală și după aia toate, nu știu, sugestii la nivel de echipă se discută în echipa respectivă. Deci ei hotărăsc singuri ce bine să faci în Constanța, ce în Botoșani sau în altă parte din țară. Asta cu ce-i schimba, iarăși, s-ar putea să fie cultural la noi, că ai povestit de educație și de am trăit recent la un client cazul ăsta, dar l-am văzut frecvent. Întrebarea asta, simplă asta, întrebare, ce ați putea face mai bine, de multe ori generează o atitudine foarte defensivă despre de ce e bine cum e. Okay. Adică oamenii aud în spatele întrebării ce ați putea face mai bine faptul că fac ceva prost. Ceea ce nu e adevărat de cele mai multe ori. Oamenii pot face ceva foarte bine, asta nu înseamnă deloc că n-ar putea face mai bine. Și probabil că e nevoie de foarte multă educație să-ți asume această autonomie de grup, că indiferent cum facem lucrurile, chiar dacă le facem și voi le faceți foarte bine, totuși ele pot fi făcute mai bine. Corect. Și merită să explorăm lucrul ăsta, merită să vorbim despre asta fără să începem să ne apărăm. Ce ne-a ajutat pe noi să spunem că nu căutăm chestii majore. Adică da, nu căutăm, da, nu știu, la început când făceam asta, primeam, cred că am primit de 100 de ori, că să ne apucăm de închiria biciclete sau ceva de genul ăsta. Adică nu să ne apucăm de linii 2 de business. Nu, ce mă interesează, adică tot timpul dau exemplul ăsta, zic, mă interesează dacă o virgulă nu e pusă bine într-un contract. Da? Aia e tipul de inovație, de îmbunătățire, de ceva ce aș schimba, care ne ajută. Adică orice chestie mică, dar care ne ajută să facem lucrurile un pic mai bine, asta la un loc dacă le pui și le faci constant și faci 15 ani de zile, băi, lucrul ăsta chiar ajută. Compound improvement. Da, ei, un exemplu pe care l-am citit din nou, l-am regăsit că s-a întâmplat după ce am început noi să facem astea intern, e la un moment dat în turul Franței au început să câștige englezii, ceea ce nu s-a întâmplat aproape niciodată. Dar an de an erau cam aceiași, erau, mă rog, un tip, un superstar, mă țin minte cum îl cheamă, dar după aia tot englezii erau. Și
aveam citit, eu nu sunt pasionat de ciclism, dar am citit după aia într-o carte. De fapt, Atomic Habits. Da, așa, era meritul era lui antrenorului, care l-a zis, păi nu, vreau să văd, ok, cum putem să facem, care e programul minune, care să, nu știu, să ajungeți voi la forma maximă fizică, nu știu. A zis, nu, hai să vedem care sunt lucrurile foarte, foarte, foarte mici pe care putem să le îmbunătățim. Și de la gen un filtru mai bun de praf în unde se antrenau ei acolo. Cele mai mici chestii care poate să influențeze sănătatea, lor să nu răcească. Dacă de la... Eu zic că nimic nu era secret, cum ziceam, nu era sacru. Deci absolut, și-a făcut sute de îmbunătățiri foarte, foarte mici, ei, și asta a dus la niște rezultate excepționale. Da, dar ne întoarcem la ceva ce ai spus și care e esențial și probabil că e cel mai greu de făcut pe meleagurile astea, și anume antrenorul a beneficiat de încrederea federației ca timp de câțiva ani de zile, fără să livreze rezultate spectaculoase, să lase să capitalizeze pe aceste schimbări mici, pe aceste îmbunătățiri mici, că în lipsa unui stradă asta, cum ai zis, de încredere și respect, e foarte, foarte complicat de creat condițiile ca autonomia asta să producă rezultate. Da, asta e, apropo de, tu ai menționat la început, diferența între corporații multinaționale și companii antreprenoriale. În corporații, de obicei, presiunea pe rezultate trimestriale. Dacă au un sens. Absolut, da. Legat de listare la bursă, că, în general, investitorii așteaptă rezultate la fiecare trimestru, că așa se publică. Și ai ele sunt cascadate, da, sunt cascadate la nivel până la cea mai mic unit în cea mai depărtată țară. Sunt lucrurile astea. Ei, în antreprenoriat ai libertatea să iei o perspectivă pe termen mai lung. Da? Și asta vine și cu rele, dacă noi nu ești atât de structurat, atât de clar și sigur, dacă ai pune constrângeri un pic mai dure și niște obiective mai ambițioase, obține rezultate mai bune pe termen scurt, dar poate să impacteze noi business-uri, noi direcții, modul cum se simt oamenii la locul de muncă, gradul lor de implicare, în engleză de engagement, da? Și contează ce e mai important. De exemplu, pentru noi extrem de important cum se simt colegii la locul de muncă. Da? Pentru că ce probabil ce ai reușit și asta nu poate fi predat. Ce experimentat tu, când ai sunat sau te-a sunat un colegă sau coleg de-a nostru din call center, tonul vocii. Da, sau, nu știu, căldura sau, nu știu, intenția de a te ajuta. Asta vine numai dacă el sau ea sunt ok cu ce fac și unde sunt în viață acolo. Și cu oamenii din jurul lor. Și, da. Da, și da. Atunci, de asta, majoritatea proceselor și investițiilor de la noi sunt interne. Adică sunt pe planul de învățare individual la fiecărui coleg. Tu știi foarte bine, la fiecare așa să facem evaluări, performance reviews, deci în engleză, și la care facem pentru cea mai mare parte a timpului, adică durează cam 4 ore chestia asta, o oră discutăm de business, de obiective, indicatori și ne uităm și la trecut și ne uităm și la viitor, dar 3 ore vorbim numai despre învățare, despre care e planul tot de învățare în personal și în contextul echipei, unde sunt cu toții ce nevoie sunt acolo și personal. Și nu trebuie neapărat să fie legate toate de business. Adică se întâmplă destul de des, nu știu, mai vreau să învăț o limbă străină, vreau partea, nu știu, ceva artistic care cred că m-ar ajuta să fiu o persoană mai bună, dacă e ceva ce, nu știu, o resursă pe care o putem identifica împreună. Asta, faptul că avem un sistem și pe care aplicăm, nu știu, peste 10 ani, cred că și mai mult, în autonomie, atunci partea asta, fiecare dintre noi devine un pic mai bun în fiecare zi, asta se regăsește la intrare în orice agenție. Adică dacă te uiți sub autonomie, asta e sloganul nostru, Evolve Daily. Și Evolve Daily se referă în principal la fiecare dintre noi. Și după aia la companie, echipă, rezultate, performanță, așa mai departe. Adică de acolo pornesc toate. Adică dacă oamenii cu adevărat sunt prezenți la locul de muncă și bine intenționați, da, după aia, că asta o să transform prin clienți mai fericiți, prin rezultate în business și așa mai departe, pentru mine destul de evident. Și asta era o vorbă de la fondatorul cei mai mari firme de rentăcar din lume, de la Enterprise Rentăcar. El zice așa, take care of the people and the business will take care of itself. Asta e ceva ce, iarăși pe aici, pe la noi, e in early stages și pentru că cultural vorbind ce faceți voi și anume oamenii să-și dezvolte autonomia în învățare e ceva ce
foarte în răspăr cu cum suntem educați. Noi suntem educați să învățăm ce ni se dă să învățăm și asta o să afli tu la ce-ți folosești. Crede-mă acum că o să fie bine. A, și ideea asta că noi am putea să ne asumăm un parcurs de învățare care să ne ducă într-un loc e destul de, să zic așa, nouă pentru mulți oameni în etapa adultă, dar am văzut asta la mulți, cum ziceam, dau exemplu vostru și la Executive MBA-ul la care predau, la Maastricht School of Management aici, la BISM, când zic, uite, mare parte din conversații sunt despre parcursul de învățare și evaluarea durează 3-4 ore și majoritatea e despre ce a învățat omul ăla și vrea să învețe, oamenii se uită așa, zic, bă, eu înțeleg chestiile astea, dar aș face și eu, înțeleg, foarte frumos, dar mă, avem treabă, adică n-am când, că trebuie să producem lucruri aici, adică nu se înțelege lucrul ăsta, că totuși business-ul o să fie din ce în ce mai bun, dacă oamenii din ce în ce mai buni o să vrea să facă asta și nu dacă îi biciui cu obiective din ce în ce mai ambițioase, asta nu generează o performanță sustenabilă în general și oricum nu generează autonomie, ci mai degrabă dependență, da? De șefi, de sisteme, de procese, de piață. Da. Dar să știi că mai e un nivel. Adică eram la un curs, nu mai știu unde, cred că la Harvard, și ne-au dus, că e tot în același oraș, ne-au dus pe un tip, era student doctoral la MIT, care își dădea doctoratul în sisteme de învățare în companii. Deci asta era pasionat. Și tot se uita, studia acolo și a venit cu niște concepte. A zis, băi, fac asta de vreo 10 ani, făcea, intervieva companii și testa. Că era, asta era foarte analitic, era un tip într-o republică ex-sovietică și foarte analitic și mi-a zis, băi, el crede foarte mult în micro-learning, zice el. Deci în chestii mici de învățare la nivel de echipă, dar mesajul lui fundamental este că ne-a arătat așa niște etape, pe unde sunt, în opinia lui, organizații legate de cum își organizează învățarea în cadrul organizațiilor și cea că în opinia lui, nivelul, the ultimate goal, este să transform fiecare coleg într-un teacher, într-un profesor. Da? Și asta încercăm. Adică avem deja, asta e o chestie relativ nouă în organizația asta, adică facem de vreo 4-5 ani, da? Încercăm să încurajăm și să dăm oportunități fiecărui coleg de-a nostru, chiar dacă e un puș de 20 ceva de ani, care de-abia a intrat, a terminat facultatea, sau încă în un student în an terminal, să predea ceva. Care poate să fie o chestie foarte minoră și foarte specifică, dar să o predea într-un, îi oferim un cadru în care el să predea și nu neapărat în cadrul organizației. Da? Prin intermediul Fundației Autonom se implicați în foarte multe proiecte educaționale, unde noi ce am descoperit, făcând asta de fundația are 10 ani, face anul ăsta, am descoperit că nevoia cea mai mare din școli nu neapărat de bani sau de resurse materiale, ci nevoie de prezență, adică copiii au nevoie și profesorii să vină cineva din afară să le mai stea de vorbă cu ei. Uh-huh. Da? Să, un pic de know-how. Chestia asta, da, un pic de resurse. Și am dezvoltat, de exemplu, un proiect de care am aflat după ce deja era în 10 orașe, care se numește Devino Autonom, în care colegii noștri se duc și țin, am dezvoltat un program de, cred că sunt 8 module, da? care se țin, cred că, la studenți din școala generală și licee, în care primul modul este pe valori. Îi ajută, e un workshop în care îi ajută la nivel de clasă care sunt valorile clasei. Da, și știi că în orice echipă e o întrebare de la care pornești ca să scoți la iveală valoarea cineva care nu și-a pus niciodată problema. De ce sunt mândru că sunt partea acestei echipe sau companii sau nu știu. Și după aia, ca moderator, le strângi pe toate, pui niște norișori acolo și încerci să scoți esența de acolo. Ei, colegii noștri fac asta într-un nivel unde riscul e scăzut. Na, ești în fața la niște copii, dar unde nu e ușor deloc. Adică... Absolut, riscul de business, da. Riscul de business, adică nu ești penalizat la salariu sau da. Nu știu ce, dar... Da, riscul personal e mare. Am încercat de câte ori, am avut o intervenție în clase de, nu știu, a doua, a cincea, vai de capul meu, deci n-am transpirat atâta, și când am vrut în față la 1000 de oameni, adică... Eu am avut, când era băiatul meu mare, era mai mic, am trecut în clasa 5-a, era la o școală de stat și am făcut un demers, eu tot așa m-am oferit și după aia m-am întrebat de ce am făcut chestia asta, că a trebuit să merg de câteva ori și am predat vorbirea în public la clasa 5-a. N-a nicio legătură, am lucrat cu sute de manageri.
Niciodată n-a fost așa de dificil ca la clasa 5-a. Mi-a scos din mine tot ce știam că am și nu știam. Eu am trășat un pic la una din lecții, că după ce am fost atunci, că știam ce să mă aștept. Și mi-am luat armele secrete. Și ok, am făcut tot ce... Am dat ce am avut mai bun din mine, dar n-a fost suficient. Și așa cam după 30 de minute și cam scăzuse nivelul. Energia. Și am zis, ok, asta e. Am ciocolată. Știi cum, dacă nothing works, there's always chocolate. Bring the chocolate. Da. Îți mulțumesc mult, Marius, pentru discuția de azi. Mă bucur că o terminăm cu subiectul meu preferat, asta cu învățarea, și cred că e esențial pentru autonomie, pentru echipe autonome, pentru performanță. Dacă nu îi găsești formula potrivită, lucrurile nu poate să dureze mult, orice fel de succes nu poate să dureze mult. Sper din toată inima că și cei care ne-au urmărit au învățat lucruri și dacă vor să mai învețe, cu siguranță îl mai pot găsi pe Marius și în alte intervenții publice despre cum se întâmplă lucrurile în organizația pe care o conduce, pe care a fondat-o împreună cu Dan și pe care o conduc împreună. Sper să ne revedem la următorul episod. Până atunci vă doresc cât mai multă autonomie. La revedere! La revedere! Vă mulțumim că ați ascultat podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații. Ele sunt izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.